Creșterea prețului energiei a ajuns în sfârșit și în atenția primilor oameni în stat. Președintele și premierul s-au întâlnit astăzi cu directorul general Enel, al doilea jucător din piața de profil din România. Fără nicio concluzie clară, în afara unor declarații vagi potrivit cărora, dialogul va continua. Românii se află în fața uneia dintre cele mai grele ierni din ultimele 3 decenii. Andreea Neacșu a urmărit acest subiect. Andreea, bună seara! La ce să ne așteptăm în acest sezon? Bun găsit, analiștii lansează previziuni sumbre. Este posibil ca în această iarnă nu prețul gazelor să fie o problemă, ci lipsa acestora. Este posibil ca în această iarnă să stăm în întuneric și dar și în frig din cauza faptului că nu avem suficiente stocuri, cu atât mai mult cu cât se anunță o iarnă friguroasă. Avem așadar nevoie de importuri. În ultimele zile, în urmă cu 2 zile mai exact, pe 12 septembrie, datele oficiale arătau faptul că în România erau stocuri încărcate la o capacitate de doar 70%, iar probleme sunt în întreaga Europa, pentru că întregul continent este dependent de moleculele livrate de Gazprom. Asta va pune presiune pe gazele din depozite, mai ales la începutul iernii, iar asta vom resimți cu atât mai mult în lunile ianuarie și februarie. Autoritățile încearcă să caute soluții, nu doar pentru consumatorii vulnerabili, pentru că există mai multe categorii de persoane care ar avea nevoie de ajutor, ci s-a dat deja o lege în Parlament pentru, a fost adoptată o lege în Parlament pentru consumatorii vulnerabili, iar acum guvernul caută soluții pentru ceilalți, pentru că vor să pregătească o ordonanță de ajutoare suplimentare.